seara! Bună seara! Ce ai făcut, Bende? Așa, repede! Eu sunt Doina Teodoru. Iar ea este Doina Teodoru. Am zis deja cine sunt. Da, dar nu cred că-și mai amintește nimeni și am zis să insistăm un pic. Tu să vorbești când o să ajungi la nivelul meu, mai întâi să câștigi Next Star, da? De ce te-ai câștigat Next Star? Nu, dar nu la asta mă refeream. Nu știu, ar trebui să te hotărăști un pic. Deci la televizor, ne facem de râs. Pe mine m-a sunat ea prin decembrie și a zis: bună, sunt Doina Teodoru și vreau să mergem împreună la Aiumor să facem mișto de Bendeac. Zic: cine? Zice: Mihai Bendeac. Zic: nu, tu cine ești? Ok, nu, asta e o glumă de-a mea, dar am făcut-o de curând la un roast. S-a dat la televizor? Nu. Deci e a mea. Nimeni nu a mai făcut mișto de mine până acum. Până acum sunt vorbe foarte înțelepte. Sara, ești foarte rea. Tu ești foarte bună. Așa zici tu. Nu, așa zice tati. Ok, Sara, ok. Hai să vorbim puțin despre persoanele de față. Ce părere ai despre Chelu, spre exemplu? Foarte bun actor. Nu e actor. Eu credeam că zici de Chelu ăsta. Nu, asta e bine. Asta e Bendeac. Și Bendeac și Chel? Nasol. Mă simt și aiurea față de el. Chelul e celălalt, Sara. Sara, ți s-a întâmplat vreodată să vrei să trimiți cuiva un mesaj și să ajungă la altcineva? Da. Uite, asta mi s-a întâmplat mie cu Chelul. I-am trimis un mesaj în care i-am spus: măi, obsedatule, nu te mai da la mine și nu mai trimite poze cu tine gol, că ai femeie și copii acasă. Și pentru cine era mesajul? Pentru el. Deci despre cine vorbești? Despre Chelu! Nu, tu cine ești? Glumesc, știu cine e Chelu. L-am văzut odată în biserică la un botez. Era îmbrăcat în costum. A pupat icoana și efectiv am observat cum Sfântul Vasile s-a strâmbat. Tata. Eu în locul tău nu aș mai glumi cu el. Eu în locul tău n-aș ieși din casă. Dar nu zic asta cu voce tare. Mă, nu te mai lua de mine. Uite, e Delia aici. N-am nimic rău de zis de ea. Drepturile omului o protejează. De ce? Pentru că e femeie? Pentru că este o femeie minunată. Ea se duce foarte des în Asia pentru inspirație. Da, adevărul este că e bine să vezi foarte mulți oameni sărași la un loc. Știi, vii cu mai mult entuziasm la emisiunea la X Factor. Apropo, ai văzut ultimul sezon din X Factor? Da, ceea ce nu văd este lopata. Ce lopată? Cu care a îngrupat Mihai emisiunea. I love you. Eu cred că e la copoț. A, da, a fost pentru Vlad. Am observat, în schimb, că emisiunea Șef la cuțite merge foarte bine. A, da, ai putea să o distrugi pe aia, Mihai. Eu cred, Mihai, că după ultimele tale realizări la Antena 1, un lucru este cert. Tu lucrezi pentru ProTV. Apropo de prezentatori, e a treia oară când se schimbă prezentatorul la Iumor. Da, e adevărat. Cred că adevăratul magician este Copoț. Ai văzut cum a dispărut Grigorescu? Da, n-am auzit nimeni de Vlad. A, deci practic pentru el nu s-a schimbat nimic. Mai nu știu, v-am vrea să facă stand-up. Da, am înțeles că are un text foarte interesant despre superioritatea bărbatului în fața femeii. Da, dar nu i-a dat voie soția lui să zică. Nasol. Dar apropo de stand-up, Sara, mi-a plăcut foarte mult gluma ta de la aia, măi, cu... aia cu TVR-ul. Știi? În care spui tu că ar trebui să fie Carla's Dreams emblema TVR-ului, să-i să facă o statuie în mijlocul grădinii din Dorobanți cu motoul: pe noi în ultimii 10 ani nu ne-a văzut nimeni. Asta nu a fost gluma mea. A spus o altă fată. Ah, îmi cer scuze. Și mie mi-a plăcut foarte mult în ultimul film pe care l-ai făcut. Da, n-am făcut niciun film. Scuze, în ultima reclamă. Nu, n-am făcut nicio reclamă. Cred că era un show de stand-up. Eu nu prea mai am avut show-uri în ultima perioadă, așa că... Mi-e și greu să fac mișto de tine, jur! Glumesc! Doina este o fată minunată! Întrebați-o mie, îmi repet asta de 2 luni. Dar chiar sunt o fată minunată! Și eu nu am avut o copilărie atât de fericită ca a ei. Când eram mică,
Tata m-a prins probând niște sutiene și mi-a tras o mamă de bătaie ca să-mi intre foarte bine în cap că nu am voie să umblu cu lucrurile lui. Amuzant, totuși. Deci ai probat tu sutiene. Ok, Sara, haide să vorbim și despre alți oameni care nu suntem noi. Mie îmi place Loredana Groza. Nu știi ce e ciudat? Lori de curând a avut un spectacol și dacă te uiți la pozele puse de ea pe Instagram și pozele puse de fanii ei, ai senzația că s-a operat în timpul spectacolului. Arată cu 10 ani mai tânără. Eu cred că în 2-3 operații intră la grădi direct. De fapt, se operează atât de des încât a trebuit să fie schimbată de la Vocea României. Păi nu mai recunoștea nimeni între două întoarceri de scaun. Mie, îți spun sincer, îmi place Mihaela Rudulescu. Măcar ea sperează cu un scop. Vrea să fie femeie. Nu e nimic rău în asta. Mă, apropo de Mihaela Rudulescu, știi că a anunțat de curând că este din nou vegetariană? Spunând, citez, nu pot să o mai înghit pe Vita aia de Andreea Marin. Oh, oh my God! Știa că l-am cunoscut personal pe Dorian Popa? Wow, și e frumos? Pe Dorian Popa, zic. Da, negru cum e. Anul ăsta a făcut al 19-a revelion al Antenei 1. E regele audiențelor. În 1995. Și până acum? Până acum nu s-a mai repetat. Vreau să spun, Sara, despre cea mai frumoasă întâlnire televizată a mea, cu Alex Velea. Știi că există oameni cu care nu simți nevoia să spui absolut nimic? Adică tăcerea nu este deloc inconfortabilă. Uite, spre exemplu, cu Alex Velea, eu am tăcut minute în șir și niciunul din noi nu s-a simțit aiurea. Când s-a întâmplat asta? Când m-a invitat la Acces Direct. Mie îmi pare rău că nu mai face Mirela Vaida emisiunea. Au scos-o. Da, și mie, dar a fost concurența foarte mare. Țin minte că la ora aia pe TVR3 era un documentar despre pui de balenă. Și din câte mi-amintesc, și pe canal era ceva. O emisiune despre șurubelnițe, parcă. Mai trebuie să stăm aici? Vine ora mea de culcare. La 10 trebuie să fie un pat. De ce, Sara? Te culci odată cu găinile? Nu, Andreea Tănescu se culcă la 10:30 și Andreea Bălan la 11. A zis mereu că ea e liniștită după ce Antoneasca închide ochii. Aș vrea să-i mulțumesc Sarei, fără de care aș fi fost la fel de bună. Și eu, Doinei, pentru că prezența ei alături de mine nu înseamnă absolut nimic.